proiectul numit Grădinița mea, păzitorul meu, a fost menit părinților și copiilor preșcolari, iar țelul lui a fost acordarea de sprijin părinților angajați din cauza programului de lucru flexibil, care amenință să le influențeze parentalitatea, proiectul fiind realizat și la grădinița din Torac. Copiii foarte bine s-au simțit în acest timp. Au fost de două ori pe săptămână aici la grădiniță, 3 ore. Acest proiect a fost realizat cu o țară, fiecare educatoare a hotărât ce țară să aleagă. Colega mea a hotărât Italia și legat de Italia a avut un atelier cu copii care a realizat prin desene, prin aplicații. După cum am fost informați la fața locului, părinții, dar și autoritățile comunale au fost mulțumite cu realizarea proiectului la care au participat circa 85 de copii. Sunt mulțumiți părinții din cauza care au fost angajați, mult le-a însemnat aceste trei ore, care nu au fost angajați iarăși acasă și au făcut treburile, așa că a fost un proiect foarte bun și părinții au fi dorit și mai departe să se realizeze acest proiect, dacă se poate. Neoficial, oficialitățile comunale doresc să continue realizarea astfel de proiecte și unicul obstacol prezentându-l lipsa de surse financiare în bugetul comunei Jitiște, care trebuie adoptat la finele lunii ianuarie sau începutul lunii februarie.